Bun găsit, dragi prieteni sportului, sunt Teluș Frigescu și din studioul postului de televiziune Capital TV vă propun o nouă emisiune sportivă. O dedic cu pregătire fotbalului. Prin urmare, am onoarea să l-am invitat pe mai vechea dumneavoastră cunoștință, domnul profesor Nae Crautil, un interlocutor volubil, agreabil așa, mai ales că mă și suplinez de minune, așa, având în vedere că am colaborat, zic eu, destul de bine și în viața civilă, domn profesor, bine ați dăm voie din respect pentru handbal și pentru rezultatele în țară. Ar fi o chestie extraordinară pentru Valajului și pentru tradiția de handbal din Valajului. Da, da. Noi am dezbătut chestia asta. Eu, de fiecare dată când am prilejul, eu o să reamintesc chestia asta. Poate că autoritățile locale se vor gândi că, iată, aceste copile de juniorii 4 vin din urmă, deci talente și sunt copile, da? Foarte talentate, să nu uităm că, uite, un exemplu concludent este că echipele, unele din echipierele din care trebuie juniorat acum, din păcate unele s-au lăsat că nu au avut, da? Singura care și n-avea cum care și mă bucur extraordinar este această foarte valoroasă handbalistă care este Alina Casian. S-a transferat la Universitatea Timișoara, acolo unde continuă și studiile. Am înțeles că este studentă la drept, a reușit la facultatea de drept. Cu regret că nu o să mai vedem pe Alina aici, dar mă bucur sincer că au ajuns acolo și își continuă activitatea handbalistică. În încheiere, aș vrea, din respect pentru aceste copile, să le reamintesc așa, măcar atât să fac prin oportunitatea pe care mi-o oferă Capital TV, să le reamintesc pe aceste fete care au obținut la Vesprem această performanță. Ele sunt Raluca Kalman, Andrata Gheța, Raluca Tufișcă, Atnana Radu, iată, numele Atnana este un nume folosit. Cristina Roman, Simona Surdu, Ioana Velciov, Ioana Bălan, Cristina Niculescu, Georgiana Lăchescu, Daniela, surorile Daniela și Andrada Casian, ferice de tatăl. Trei fete handbaliste, toate trei. Mirana Oroian, Eugenia Păun, Maria San, Ana Maria Cioloca, iese din Lonea, dacă știți dumneavoastră mai bine decât mine, cert, da. Nu mă înșeală memoria. Și nu în ultimul rând, foarte talentată și feblețea mea de altfel, Georgiana Zaharia, care a fost și capitanul echipei. Să felicităm încă o dată aceste fete. Le felicităm pentru că au obținut o performanță la nivel internațional. Să sperăm că peste un an de zile, cel puțin, aceste fete care, iată, fac dovada valorilor, se vor constitui, vor face parte dintr-o echipă de seniori de data aceasta, care eu zic că este la îndemâna văijiului domnului profesor. Domnule profesor, ne trecem la fotbal. Să trecem la fotbal și sunt întreagă, așa să spun, rezultatele obținute de, a început capitolul județean, rezultatele obținute de echipele din Valea Jiului. Minerul Uricani a terminat 2-2 cu Universitatea Petroșani. Hercules Lupeni, ca să o iau din vest, Hercules Lupeni, iată, acolo unde este interes pentru sportul rege, un privat, un om de mare caracter și de mare omenie, care se numește domnul Hațegan, aduce mai departe, cum să spun, fotbalul din Lupeni. Din Lupeni și a învins fără drept de apel una din echipele fruntașe în capitolul trecut, am numit-o aici pe Gloria Giogiu, am învins-o cu un categoric 4-1, Minerul Vulcan a învins la Călan cu 3-2 și acolo se pun bazele unei echipe de viitor demne de toată lauda. Să sperăm că așa va fi. Universitatea Parungulonea, nu, Interpetrila, tot bine, Interpetrila a remizat acasă 1-1 cu Simeria și jocul de la Petroșani
considerat așa un fel de derby, iată ce derby a jucat și Jiu Petroșani, în care am fost prezenți împreună la acest meci. Da. Jiu Petroșani a terminat la egalitate 0-0 cu reprezentantul Hațec. O să vorbim imediat despre acest joc, dar înainte de toate, cu mare regret, trebuie să anunțăm telespectatorii că Clubul Jiu a mai primit o lovitură grea. George Boboc, președintele și cel ce a mai rămas, având în vedere că drama în care de trece, de exemplu, drama în care trece și Alin Simota, au fost investitori și probabil viitorul, mi-aș dori că iată că nimic nu se mișcă, fără Alin. Revin la George Boboc, a suferit un accident vascular cerebral și să sperăm, deși previziunile sunt sumbre, este la reanimare, într-o stare gravă. Deci, atâta mai trebuie ajuns, zic de George Boboc, nu că nu este de nenlocuit, dar el la ora asta deține toate datele vis-a-vis de situația, se înființase o nouă echipă, CSJ-ul Petrosan, sau nu știu cum îi spunea, și sigur că George avea toate datele acestei probleme. Să sperăm să dea Dumnezeu. Doamne ajută, să se facă bine. Aș mai venit aici la... Dumnezeu să facă bine. S-a mai întâmplat un lucru care vreau să-l remarc aici. A plecat dintre noi, din păcate, un inspector. Eu cunosc foarte bine că am stat în Petrel atâția ani, era un om de mare calitate. Un ruibist, un fost ruibist al anilor 70. 70, nu? În 70, generația 80. Cu Bucos. Marele Bucos, sigur. Da. El se numește Catană. A încetat din viață la 61 sau 62 de ani, iată că... Nu era bătrân și asta. Deci, Dumnezeu să-l ierte. Să-i dorim din tot sufletul lui George Boboc să se... Facă bine. Și haideți să începem discuția despre fotbal prin meciul Jiu Petroșani. Deplasatul Hațec. Facem așa o scurtă analiză și să spunem că acolo s-au înfruntat o echipă Hațegu, în care cu datorită autorităților locale, sprijinul autorităților locale, se preconizează să urmeze. Și anul trecut, de puțin, a ratat promovarea la Divizia C. Anul ăsta s-au mai întărit, de fapt. Au condiții deosebite, eu zic că cele mai bune condiții la toate echipele. La nivel de divizia, da. Și cu Jiu Petroșani, o echipă adunată în ceasul al 12-lea. În ultima săptămână, tu poate ai date, ai spus cu o părere despre... Da, am văzut jocul împreună, cum spuneai, Jiu Petroșani, Retezatul Hațec, și sunt de lăudat, să știi, jucătorii actuali ai Jiului, care s-au sus, am înțeles că în ultima săptămână au trei, chiar vorbeam cu fotbalistul Drăgoescu de la Jiu și îmi spunea că are trei antrenamente făcute în ciclul ăsta săptămânal de antrenament dinaintea jocului. Deci totuși m-a impresionat pentru dorire să ținem cont de un lucru foarte important, că acești copii, am înțeles că nu sunt plătiți, au venit de plăcere și au reprezentat culorile Jiului, nu? Sunt de admirat, părerea mea. Și am văzut o echipă bine pusă la punct, cum spuneai și tu, Retezatul Hațec, care anul trecut a pierdut promovarea în ultima etapă de campionat. O echipă cu condiții care am înțeles că a făcut o pregătire centralizată, a făcut un campionat de o săptămână, jucătorii sunt cu salariile la zi, deci o echipă care anul ăsta cred eu că va promova cu siguranță. Am văzut și jucători, fost jucători de divizia chiar, nu? Calai, fost un jucător al Jiului și al echipei de fotbal Politehnica Iași, care a jucat în divizia, este jucător la Retezatul Hațec. Sunt de admirat, după părerea mea, oamenii care conduc deținerea orașului Hațec, că s-au implicat în fenomenul fotbal, care este un fenomen social, și mi-aș dori foarte mult, că a fost jucător al Jiului și ca om din Valea Jiului, să spun așa, ca să vedem și noi ceva deosebit din partea domnului primar, din partea echipei pe care o conduce, de consilieri, pentru că se poate. Pentru mine un exemplu foarte clar este orașul Năvodar, echipa din Năvodar, care are lor actual echipă de divizia, un oraș cu 10.000 de locuitori, care are un buget mult mai mic decât bugetul primăriei din Petroșani, pentru că orașul Petroșani, după cum bine știm, are 45.000 de locuitori. Deci bugetul orașului din Petroșani, primăriei din Petroșani, este mult mai mare decât bugetul
nu, primăriei Năvodari. Adică n-ar trebui să invoci problemele. Deci că nu sunt fonduri, da, bineînțeles. Deci cum sunt fonduri la Năvodar, nu? Iar vezi exemplu la Piatra Neamț, echipă tot sponsorizată în mare de primăria din Piatra Neamț, echipă de divizia Năvodarul, din nou, mă repet, echipă de divizia cu 10.000 de locuitori, cu un buget mult mai mic decât bugetul primăriei Petroșani. Eu cred că domnul primar ar trebui să înțeleagă lucrul ăsta, pentru că este un... Jiu Petroșani este o echipă cu tradiție, este echipa noastră de suflet și cred că s-a ridicat foarte mult imaginea orașului Petroșan. Orașul Petroșan, după părerea mea, nu are cum să revină la nivel național cu o imagine pozitivă fără echipa de fotbal Jiu Petroșan, care este un brand Jiu Petroșan. Dacă domnul primar va înțelege acest lucru, împreună cu echipa de consilieri, că orașul Petroșan are nevoie de o nouă imagine și poate să realizeze acest lucru prin echipa de fotbal Jiu Petroșan, care este o echipă cu tradiție iubită și respectată la nivel național. Pentru că am văzut acolo, deci, m-a impresionat extraordinar dorința oamenilor de acolo, adică jucătorilor adunați de pământ, ambiția extraordinară de a lupta pentru culorile acestui. De a juca pentru Jiu Petroșan, pur și simplu. Am văzut un acest manta de vreme rea, cum mi se poate să spune, la numit aici, pe Sedecaru, care cred că s-a manifestat, parcă era o finală de Cupa României, asta. Deci atâta dorința ar fi pentru asta. Pe urmă am văzut un Mugurel Radu la 44 de ani, la 44 de ani să joace acolo, a jucat 90 de minute și a jucat foarte bine, cel mai bun jucător, a avut un serviciu de pas extraordinar. Acest om nu câștigă nimic, adică au venit acolo din dragoste, să nu ne încălzească, mă tem că cineva o să spună, păi lasă-mă că ăștia joacă de plăcere acolo și nu ne interesează. Adică exact, nu poate să câștige nici măcar ca unul de la ajutor social. Exact, deci dacă e la ajutor social, care mai dau cu mătura pe aici și ai văzut că nu întotdeauna bine dau, că încă unele zone sunt pline de hârtii și de asta, ăia primesc un salariu, nu știu că sunt, că nu... Salariul minim pe economie, totuși. Minim pe economie, la ajutor social și asta. Și oamenii ăștia care nu se sezează nimeni, stai bă puțin, că ăștia la urmă vor să facă așa, au dovedit că au bunăvoință și asta. Și eu am încredere, să știm. Am văzut o echipă gropită în asta în care, de exemplu, în ultima săptămână, am înțeles. Da, Anton. Portar care a jucat în divizia. Un Răzvan Grăboiescu care ar putea cu lejeritate să joace de divizia B. Sigur că da. De divizia B. Și, eu cred și că copiii acolo care unii aveau 15-16 ani s-au strâns și uite cu pricepe s-au unit. Au realizat un joc foarte bun, să foarte bun la nivelul diviziei, da. Și au jucat cu o echipă foarte bine pregătită. Jocul s-a ridicat pe alocuri cu mult peste nivelul diviziei campionatului județean. Așa. Un joc dinamic, un ritm bun de joc, da? Că lumea care cu viteză bună de joc. S-a văzut că oamenii sunt alături de echipă și sufletește, au fost acolo 2-300 de spectatori. Spontan, așa, da? Și-au manifestat bucurat foarte mult. Asta și indignarea pentru anumitele inexactități ale brigăzii de arbitri, care nu vreau să comentez așa, la urma urmei și arbitru și asta, era un tânăr care ieșea la început. Era o echipă de copii tineri, da, era o echipă fără experiență. Eu cu asta nu sunt de acord așa în general cu arbitrajul, pentru că nu cred că copilul n-a influențat rezultatul. Nu a influențat rezultatul. În al doilea rând, nu cred că a fost abordat de cineva, are să ne iasă așa. Și eu cred că nu a fost abordată brigada de mentalitate de din conducerea Hațegului. Și și el la început de drum, mai ales că acum exact. Nu mai poate să zicea, păi dacă n-a jucat fotbal, uite, ia acum sunt alte reguli, nu mai e ca înainte când te apucai de arbitrează la 30 de ani și trebuia să asta. Dar una peste alta a fost un spectacol plăcut. Sigur că am văzut și toată stima pentru ei că, din păcate, la George cu grupul ăsta care s-au creat acum, în jurul echipei, am văzut că terenul era foarte bine, deci un teren bine pus la punct, deși terenul numărul 2, da? Terenul numărul 2 foarte bine pus la punct. Încă o dată atragem atenția pe această cale că terenul 1
având în vedere că dacă nu este pus la timp, dacă nu este asta, bine a fost că, uite, acum a fost vremea, a plouat și nu sunt probleme de genul. Și a fost menajată rănul, totuși, la numărul 1. Dar ușor se depreciază, pentru că, și e păcat, pentru că e greu, una e să întreții, una e să o iei la zero, cine mai dă bani ca să regazonezi un teren acum și așa. Deci, din punctul de vedere, noi nu ar trebui să deranjeze pe nimeni și eu nu cred că deranjează. Noi am fost acolo, am văzut și am sesizăm niște lucruri care sunt de fapt. Noi le-am trăit, știm că, în primul rând, terenul, suprafața de joc trebuie să fie în condiții corespunzătoare. Ce mai putea spune în continuare, domnul profesor? Eu cred și sper că, în continuare, eu mai sper că conducătorii din Valea Jiului, mă refer la conducerea primăriei, sper să... La ora asta trebuie să fie clar. Hai să ne mai ascundem lucrul ăsta. Până acum era acest paravan care se numea Alin Simon, era toți dădeau în el, zicea că nu, asta că da. Departe exact. Din gândul ăsta. Din păcate, previziunile mele s-au adeferit. Am zis odată și... o spun întotdeauna, am zis odată, ferească Sfântul, dar nu visam că se va întâmpla la Alin Simota, da? Înainte, zi, ferească Sfântul să lase Alin Simota asta, că se duce totul părinte. Iată acum, cu atât mai mult cu cât a venit momentul ca avea o colaborare de acolo, de la asta cu Boboc și asta a mai ținut Jiu, că dacă să zicem, uite, din păcate s-a întâmplat cu George asta, refuz să cred, chiar dacă îți dea Dumnezeu să scape, dar va fi o perioadă când George nu se va mai putea ocupa de aici. Și am înțeles, foarte bine, foarte bine că, uite, de acolo de unde este Alin Simot a ajutat. Nu, n-am date concrete, Alin Simot, dar prin soția lui, cum se numește, da. Doamna Simona, da. A ajutat pentru că această echipă nu putea să scrie nici în campionat. Și sunt niște costuri. În campionatul județean, sunt niște costuri de vize, de transferuri de fotbalist. Trebuie să plătești brigada de arbitri, un salvare, un medic, o putere. Legitimare, deci, portarul Anton doar acum a fost legitimat și mai mult jucător în săptămâna precedentă, jocul a fost legitimat. Sunt niște costuri, sigur că da. Deci e de admirat că s-a implicat în situația în care este. Că ne place fotbalul, că nu ne place, că asta nu avem voie să le lăsăm așa de... Pentru că, uite, din păcate și George e acolo, nu se mai poate. El era singurul care mai ținea... Că se ia legătura cu patronul echipei. Asta și la ora asta nu avem voie. E singurul care ține legătura cu patronul echipei. Când era nu mai putem să dăm vina pe nimeni, decât pentru că această echipă, nouă înființată deja, s-a înființat de o lună sau de trei sau de cinci, două luni, că mai mult de nu, sau că până s-au făcut actul de vinea tactele, această echipă va muri, va dispare. Va dispare, din păcate. Se va retrage și chiar din capitolul județean. Doamne ferește. Unde Doamne ferește, eu sper din tot sufletul meu ca în sfârșit autoritățile locale vor înțelege că totuși Jiu Petroșani este echipa de suflet a minerilor din Valea Jiului. Eu mai sper că se va implica în afară de primărie chiar și Compania Națională a Huilei. Sper din tot sufletul meu, am înțeles acum că sindicatele din Valea Jiului ar trebui să înțeleagă că totuși bucuria oamenilor, minerilor, este echipa de fotbal Jiu Petroșan și nu numai. Aici e vorba și de echipa de fotbal Minerul Rican, care văd că totuși rezistă, e de admirat domnul primar Buhoiescu, că s-a implicat și echipa rezistă la nivel de divizia B. Eu sper din tot sufletul meu ca domnul primar, care și el face parte, a făcut, să mă exprim corect, parte din lumea fotbalului, pentru că a fost și el arbitru, cum tu bine știi lucrul acesta, eu cred că el înțelege ce înseamnă brandul Jiu Petroșan, ce înseamnă imaginea acestui oraș, încă o dată mă repet. Deci pentru imaginea acestui oraș Petroșan ar trebui ca echipa Jiu Petroșan să revină cel puțin la nivel de Liga 2 de Divizia B. Ca să nu spun că Consiliul Local Petroșan dispune de fonduri, Consiliul... Înainte de fonduri, dispune de oameni valoroși, sunt niște oameni tineri acolo, de calitate, oameni intelectuali. Dacă amintesc aici pe Petre Drăguescu, care... A fost sportiv de performanță. Dar a fost atâta timp președintele clubului Jiu. Ar trebui să se zeze din oficiu, mă rog, are probleme. Să zice și în ședințele Consiliului. Să nu-l uităm pe domnul fost viceprimar Cornea, care... Din câte știu, a fost arbitru și mulți. Și nu mai vorbim de domnul primar, nu? Care a fost arbitru și el. Deci, care a fost lângă clubul Jiul
Consiliul ce local dispune de oameni de, oameni, de calitate și responsabili și sigur, sunt convins că, uitați, vedeți că parcă e un făcut așa, uite, e un făcut așa. Nu, dar a venit momentul când Jiu Petroșan trebuie ajutat de Consiliul Local. Pentru că Alin Sâmbătă are problemele care le are și Consiliul Local trebuie să înțeleagă că echipa de fotbal Jiu Petroșan nu trebuie să dispară. În clipa când dispară, definitiv, după părerea mea, echipa de fotbal Jiu Petroșan, ca imagine va dispărea și orașul Petroșan. Și așa avem atâtea probleme cu imaginea, pentru că știm prin ce am trecut de 23 de ani cu Valea Jiului, imaginea orașului a Văigelui, din păcate, dacă noi vorbim de orașul Petroșan, este la pământ și doar așa putem să redresăm situația aceasta prin... Dacă eu sunt convins că domnul primar și echipa lui de consiliu va înțelege că sportul rege, fotbalul, este cel mai bun ambasador pentru un oraș și chiar și pentru o țară. Sunt lucruri știute și de dâns și de fine probleme. Păi, iată, acum două săptămâni, invitatul meu s-a numit Neluțu Pantelimon și la Vulcan spunea că primăria a loc un buget de 360 de... de mii, nu? Sau 360 de mii de lei de ron da. Sportului, din care, mă rog, o parte revine, sigur, fotbalului. Deci nu mai putem invoca problemele juridice, că nu este o cale legală. Deocamdată, Jiu este... Nu, dar orice om simplu știe ce înseamnă bugetul unei primării, da? Bugetul unei primării sunt fondurile pentru sport și cultura. Asta știe orice om simplu care înțelege ce înseamnă acest lucru. Acest buget trebuie canalizat exact înspre sportul din Valea Jiului. Și atunci vor fi bani, cum ți-am dat exemplu și mă repet încă o dată, cazul orașului Năvodar. Păi nu se poate. Un oraș cu 10.000 de locuitori să aibă o echipă de divizia care are culmea și rezultate bune. Deci, dacă se poate într-un oraș cu 10.000 de locuitori, de ce nu s-ar putea și într-un oraș ca Petroșan cu 45.000 de locuitori, unde bugetul, încă o dată mă repet, este mult mai mare. Deci de ce să nu se poate aici? Să avem și o echipă măcar la nivel de divizia B. Jiu Petroșan să revină măcar la nivel de divizia B. Pentru că iată aici aș putea să spun că nu, aici e vorba de bunăvoință. De bunăvoința unor oameni. Pentru că dacă la Urican, un oraș cu, am înțeles, care are 5.000 de locuitori, Dănuș Bubescu este un primar râvnit de sportivi. Da? De sportivi în general. Adică tot zic, dacă ar avea un primar Bubescu, altcumva... Ca Buhescu, ca domnul Buhescu. Domnul Buhescu e de admirat Buhescu. Din punctul ăsta. Da, din punctul ăsta de vedere. Mergem mai departe și spunem că, de exemplu, la Petrila este inadmisibil să nu ai tu, adică să nu poți să le dai un minim la copii, la niște copii, adică să... Acolo, când se fac bilanțuri, tot se iese în față cu popicele, că ăla-i campion și executare. Petrila, popicele antrenează în mișcarea sportivă 5-5, care tot... Nu, dar trebuie să înțelegem. Popicele au o tradiție. Luptele de acolo, iar fotbalul care ar trebui pe timpul nostru, aveam 100 de copii care erau legitimați, 100 de copii, ca să nu mai spun de echipa mare, aveam și acolo 25 de copii, deci 125 de ei făceau sport. Acum sunt niște copii acolo care, iată, datorită condițiilor precare, își găsesc cum e Calai, Câmpeanu, ca să-i văd Duma și mai nou acum... unul Robi Perșă, care am văzut că are niște calități deosebite l-am ajutat așa de cum un acord cu că acolo într-adevăr este un domn de mare calitate, l-aș numi aici pe profesorul Vuțu. Da. Vuțu, un și el fost fotbalist. Băiat de mare caracter, pregătit din profesional, numai că probabil că la domnii de acolo le convine, nu este un tip care să-l dai afară pe ușă, să intre pe geam și invers. Știi? Deci este un tip care, dacă e pus la dispoziție minimum din posibilități, el acolo acceptă, dovadă da. Că, uite, o să vezi că acea echipă care a avut, de exemplu, la meciul ăsta de debut acum cu 8 juniori în teren, de 16-17 ani, o să vezi că ușor, ușor de acolo vor răsari iar 2-3 nume care vor pleca mai departe. De chestii de bunăvoință. Și cu această ocazie, vreau să te provoc așa la un dialog, că știi ceva, domnul profesor, noi ne știm foarte bine,
Faci parte din categoria acelor foști fotbaliști care, știi cum e, gurile, nu, cei care nu agrează, că nu suntem simpatizați de chiar de toată lumea, din categoriile sociale, da. Știi? Corect. Dar din contră, avem, bine, am avut și vicii, nu doi persoane de față se exclud. Se spune întotdeauna, dar se spune despre fotbaliști că, sunt niște aia care, nu, cât sunt acolo, când joacă fotbal, sunt ceva. Iată, aici este o... Tu reprezinți o excepție de la regulă, ai jucat fotbal la un nivel bun, corespunzător, ai fost unii, te recomandă palmaresul, ai fost unul din golgheterii, la toate echipele, a jucat din est până în vest și a făcut golgheterii la fiecare echipă în partea. Dar iată, ai avut și bunosit să termini o facultate, nu? M-am gândit și la viitorul meu, automat, când eram fotbalist, m-am gândit la viitorul meu. Nu mi-e jenă să dezbat o problemă cu tine legat de relația conducerii echipei, adică să dezbatem, pentru că noi le-am trăit pe astea. Da, care am lucrat împreună, relația între conducere. Și această problemă, pentru că, iată, acum este o nouă generație de conducători, echipele, din păcate, a zic eu, aparțin de consiliile locale, unde unii oameni nu agrează sportul fotbal, general. Din păcate, hai să vedem cât de importanți au fost, când noi am trăit, cât de importanți au fost acei directori de mină, exact. Acei oameni lideri de sindicat, de cu care noi am colaborat și am lucrat împreună. Să nu spună cineva că au fost oameni deosebiți. Acum realizez. Și asta, știi? Știați că suntem îndreptățiți, zic eu, să purtăm o discuție vis-a-vis de asta. Să dezvoltăm așa, subiectul ăsta, da, relația antrenor-conducer. Survolăm așa toată Valea Jiului, da. Și sunăm din vest în sus, să le amintești și să spunem că lucrurile astea le-ai trăit și tu, le-am trăit și eu. Da, eu vreau și putem să consideri niște exemple pentru, iată, pentru oameni actualii oameni care lucrează în fotbal. Ne place sau nu, Lupeniu, din păcate, alt brand al Văii Jiului, s-a desfințat, chiar n-am să înțeleg niciodată cum de... Echipa numărul 2 ca valoare în Valea Jiului, se spune după Jiu Petroșani, echipă de divizia B, seria 3-a, cu tradiție în fotbal românesc la nivel de divizia B. Și a dispărut, din păcate. Chiar n-am să înțeleg niciodată cum de domnul Răzneriță, al minteri un primar. Un om deosebit, un om care iubește sportul extraordinar de mult. Sportul, nu știu cum de a dat înapoi, cum se spune. El a dat înapoi pur și simplu. De ce n-am înțeles? Și-a câștigat. Eu am văzut, noi știm oameni mari care au avut puterea să spună, domnilor, nu eram același director, nu eram același... Și nu aveam aceeași imagine dacă nu era fotbalul. Dacă nu, fotbalul mi-a creat această chestie. Sau sportul imaginea sau sportul în general, sigur că... Același lucru îmi permis să spună despre domnul Răzveriță, care datorită, sigur, aportului și a dumnealui care l-a avut la Minerul Lupeni și a câștigat. Una era domnul Răzveriță, dacă nu se implica în fotbal. În fotbal și unul era zice, simplu nu primar. Să da, sigur că pentru da. Mine este o enigmă și nu știu cum apare așa. N-am auzit și pentru mine este o enigmă. O luare de poziție a domnului Răzmeriță în care se spune... Să explice clar ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat. Ce nu mai au fost fonduri pentru echipa de fotbal Minerul Lupeni. Nu ne interesează de ce nu mai au fonduri. Nu, dar nu mai sunt fonduri. Totuși, o chestie de ce nu mai sunt fonduri. Să n-am eu grupe de copii și juniori acolo, pentru că acolo stadionul din Lupeni mai trăiește, bine, când abstracție de Hercules Lupeni, care este o echipă privată, sigur, care nu are nimic în comun cu tradiția echipei de fotbal Minerul Lupeni. Bineînțeles. Care era o echipă la nivel de divizia B, tradiție la nivel național, divizia B, seria 3. Chiar nu pot eu să susțin financiar un centru de copii și juniori. La copii și juniori. Să-mi fac... Deci, domnule, Lupeni, ca echipă de sport, nu mai este. Eu nu mai pot să-l plătesc. Dar juniori ăștia, eu le plătesc. Îmi desemnez 4-5 foști jucători sau, mă rog, la echipe de fotbal, da, foști jucători care au făcut performanță la Minerul Lupeni. Așa, deci, uite că am văzut că și aportul părinților este substanțial acolo. Sigur că da, părinții ziua de azi se implică foarte mult. Am fost anul trecut și am văzut, am filmat acolo o competiție între, eu știu, între pro-fotbal și junior din aia de 90 ani. Categorie era tribuna plină de părinți. Da, la Lupeni? Era tribuna plină de părinți și făceau asta. Da, e un lucru foarte important. Bă, când iai pe aia care poate să scoată și 500 de mii, iar eu, primărie, nu pot să le asigur, nu pot să le plătesc că... cazarea sau brigada de arbitri. Nu cazare, taxele pentru arbitraj. Pentru arbitraj. Mă rog, să le pun gratis la dispoziție terenul, e valabil în toată Valea Jiului, nu numai la Lupeni. Sau să le plătesc deplasările la acești copii, adică să copiii să-i bag în competiții, să le crezi potrivit, că sunt la urmă încă de... aici nu înțeleg acest lucru.
la un Răzmăriță, care și-a câștigat notorietate. Eu n-am deosebit, dar eu îl cunosc personal foarte bine pe domnul primar Răzmăriță, chiar am lucrat cu dânsul. N-am avut mare de poziție în sensul ăsta. Domnilor, uite, având în vedere că s-a lăscut în ziare. Deci chiar ar trebui să aibă un cuvânt de spus în sensul ăsta. Deci la Vulcan unde se... Dar hai să te las pe tine, că am vorbit deja prea mult și... Nu, păi hai să luăm din vest în est, să spunem așa. Este de admirat domnul primar Buhescu, care e de admirat că pur și simplu este lângă echipa de fotbal Mineral Vulcan, deci iată că se poate și o susține și la nivel de senior și la nivel de centru de copii și juniori. Ar trebui, dânsul este un exemplu pentru mine, pentru echipele de divizia D, pentru ceea ce face el, pentru fotbalul de la Mineral Vulcan. Mi-aș dori foarte mult, cum ai spus și tu, domnul primar Răzmăriță, Neaconel, cum îi spunem noi fotbaliști. Nu trecem de Hurican. Știi de ce nu trecem? Pentru că am fost acolo, am luat un interviu domnului primar, a avut amabilitatea să mă primească acolo, să mă accepte într-un dialog așa despre sport în general. Asta s-a întâmplat în returul campionatului trecut și nici mai mult, nici mai puțin a făcut ceea ce era normal a făcut facă. Ceva normal, deci n-a făcut ceva deosebit, să zicem. A făcut un teren sintetic exact în mijlocul orașului Hurican. Hurican, da, pentru că eu zic și repet. Talentele apar de acolo, de la copii. Adică să duc eu... La jocul de... Mă rog, sper... De acolo apar talentele, din curtea școlii, cum se spune. De acolo apar talentele. De ce nu mai avem talent? Nu mai avem talente, dribbling-uri, pentru că înainte, de exemplu, blocurile, între blocuri, nu mai sunt spații pentru joc. Poți să-ți dau un garaje, s-au făcut, parcări și nu știu ce. Poți să-ți dau un răspuns exact în sensul ăsta. Din păcate... Toate școlile, eu fiind profesor de educație fizică, lucrând în sistem, toate școlile, din păcate nu sunt fonduri pentru școli, toate școlile efectiv închiriază la ora actuală terenurile de sport. Și atunci, e un lucru bun pe de o parte, dar pe de alta... Cum ar fi profotbalul. Pentru cum e profotbalul, sigur, dar pentru talentele acolo. La copii sărași care nu au posibilități financiare și talentele... Noi știm prea bine că vin tot din familiile sărace. Nu e o regulă, să spunem, de bază, dar în general talentele de acolo apar. Mie mi se pare o greșeală, din punctul meu de vedere, deși sunt nevoie de bani pentru școli, eu cred că este o greșeală ca un teren de fotbal să fie închiriat. Sau să fie închiriat ar fi extraordinar, știu, 2-3 ore de la 2 la 5 sau seara de la 7 la 8 la 9, iar copiii, cel puțin elevii școlii respective sau copiii din cartierul respectiv să poată juca fotbal de la 2 la 6 după masa. Da. Pentru că acolo apar talentele, pur și simplu. Dar aici copiii săraci, eu am zis pe copii, vin tot timpul, vin, eu la un moment dat aveam și funcția de administrator, veneau câte 20-30 de copii, îți dau un exemplu, la terenul sintetic de la școala numărul 1, unde eu sunt profesor, pur și simplu vreau să joace fotbal și nu puteau juca fotbal pentru că terenul era închiriat. Da. Și atunci stăteau să uitau 30 de copii care își doreau să joace fotbal și nu puteau pentru că terenul era închiriat. Așa dispar talentele. N-au unde să mai joace fotbal efectiv. Deci nu mai sunt acele maidane care, pe vremea noastră și mergeam și jucam câte 4-5 ore în fiecare zi. Da. Și acolo îți dezvolți talentul, tehnica, dribbling-ul. E logic. Da. Asta e o chestie foarte negativă. Că în Hurican, deci nu trecem de Hurican, da. În Hurican, într-un oraș. Primarul s-a gândit și la în chestia 5.000 asta. De 5.000 de locuitori. Altul putea să spună, cum e la Lonea, zice, dar n-aveți terenul de la Lonea de sus. Păi, exact. Bă, dar nu mai se duce o copilul acolo. Copilul nu merge din oraș, urcă 3 km până la stadionul din. Bine, nu interesează, bă, zice, păi, dar ce să-l fac eu? Să-i aduc eu teren aici? Nu, iată că la Hurican se poate. Deși Huricanul are un teren care am văzut, este bine întreținut, care a fost moștenit, deci ăla gazonat, baza sportivă. E o bază sportivă extraordinară. Domnul primar s-a gândit și a făcut un teren sintetic. Da, se un lucru foarte important. În mijlocul orașului acela. Deci se poate, problema este că se poate. Oricine putea zică că e inutil, de ce să mai dai bani aici? Uite, l-a făcut și a spus, nu domnilor, o să fac aici grupe de copii și juniori, zicea atunci domnul ce primar, idee extraordinară, mă bucur că n-au dat așa ceva. O să-l închiriez la oameni amatori, la cei care vor să facă. Nu, dar se poate face un orar foarte inteligent. Sigur. Seara de la 7 la 9, de exemplu, sau de la 7 la 10 seara, mai ales dacă au și nocturnă, se poate închiria. Cu oamenii general vin seara, am observat, adulții să joace fotbal. După serviciu, oamenii până la 4-5 după masă sunt la serviciu, merg acasă, odihnesc, merg să fac un joc de plăcere, amatorii... Există și în Hurican o sală polivalentă, exact, unde văzut, se poate... Care... Deci, din punct de vedere, toată stima pentru aici, domnul primar Buhescu. Care, atunci, sigur la momentul respectiv, așa, i-am sugerat și eu, domnule, nu o să mai puteți... Dați-i lui San Siro Ciocoi posibilitatea
să antreneze o companie de copii acolo. Exact, fost fotbalist de divizia de care nouă, chiar are ce da, să-i învețe. Da, dar nu așa, deci hai să da, nu mai ferim de chestii, doamne, să fie retribuiți și oamenii ăștia, doamne, pentru că asta a făcut toată viața și... Dar nu se poate să faci profesie... De nu s-a și nu mai lăsa să joace la seniori. Faceți-vă o echipă de futsal, de amator, de Osboi, de nu știu ce, dar și dacă vreți să luați inițiativa asta și să facem o competiție de asta de... de cu foștii fotbaliști la dar numai la 40 de ani dați domnule să antreneze o grupă de copii de 10-12 ani, da? E Baltarul acolo, ca să o luăm din vest, da? Exact, și iată, exact. Și faceți categorii de vârstă de asta și o să vedeți că apar talentele, că vor apărea talentele. Vor apărea talentele, iar cei mai reprezentativi faceți de inițiere acolo pe terenul la sintetic, da? Deci pe Maidanul ăla, acum, modern fluid, exact, și restul cei mai reprezentativi de acolo, ajutați-i și stimulați-i, eu știu, pe aia mai săraci, și le iale o gheată, nu știu ce. Exact, dar se poate face. Și du-i pe terenul mare acolo, unde acolo se joacă fotbalul adevărat. Ia-i pe cei mai talentați de acolo și du-i acolo. Da, și vezi, cum să spun, creezi așa și o concurență între ei și o ambiție, pentru că și nu se poate ca să nu iasă, să zicem, de la... Dacă iese unul mai răsărit, iată, sunt posibilitățile astea, cum sunt atâtea academii. Dintre 3-4 grupe de juniori, poate să nu apară 4-5 jucători. De la fiecare grupă de 20 de copii, trebuie să apară un talent, nu mai mult. De la 4 grupe apar 4 talente, care e un lucru extraordinar odată la 3-4. Îl duci la o academie de asta și iată, în timp, dacă ai și puțină șadă și răbdare, dar nu sunt asta, pot apare jucători care într-un târziu pot să te chiar să te autofinanțezi. Iar am vorbit mult, poftiți, domnul profesor. Da, deci e de apreciat să concluzionăm ceea ce se întâmplă la Hurricane. E de apreciat domnul primar pentru ceea ce face și este un om, după părerea mea, open mind, cu o minte mai deschisă, care înțelege că fotbalul este un fenomen social. E un lucru de apreciat și de admirat, nu? Da. Îmi pare rău ce se întâmplă la Minerul Lupeni. Este Minerul Lupeni, pe lângă Jiu Petroșani, este și echipa mea de suflet, de am jucat 8 ani la Minerul Lupeni, unde a marcat peste 100 de goluri, pot să spun că și Minerul Lupeni este echipa mea de suflet. Nu înțeleg ce se întâmplă acolo. Minerul Lupeni este, cum am spus și mai devreme, este o echipă cu tradiție în fotbalul din Valea Jiului și în fotbalul de la nivel național, să spun așa, pentru că Minerul Lupeni, cum bine știm, chiar a jucat și în divizia, mi-aduc aminte, am citit și eu, nici nu eram născut atunci, în 1964-67, 3 ani de zile a jucat în divizia A, iar după aceea a jucat tot timpul divizia B, seria 3-a. O echipă cu jucători foarte buni. Mi-aduc aminte că au fost fotbaliști de calitate care puteau juca în orice clipă la Jiu Petroșani în divizia. Deci era o echipă care avea condiții extraordinar de bune pentru nivelul diviziei B. Cum bine știi și tu lucrul acesta. O echipă cu fotbaliști foarte buni. Se întâmplă acum. Acum, da, să revenim la prezent. Nu înțeleg ce se întâmplă. Nu înțeleg de ce... Ce s-a întâmplat cu pasul ăsta înapoi, să zic așa, făcut de domnul primar Cornel Răzmăriță. Eu pe dânsul îl cunosc foarte bine, este un om deosebit, un om care iubește fotbal foarte mult. Dânsul în trecut în anii 90, îți spun o chestie importantă și interesantă pentru telespectatorii tăi, dânsul era șeful galeriei la Minerul Lupeni când eu eram fotbalist la echipa de fotbal Minerul Lupeni. Deci un om care iubește din tot sufletul echipa de fotbal Minerul Lupeni, fiind fostul șef al galeriei, exact. Da. Deci a iubit echipa din tot sufletul. El a fost și angajat la Minerul Lupeni, unde a fost maestru, după aceea a ieșit la pensie și a luat calea asta politicii. Nu știu ce s-a întâmplat, de dânsul a făcut pasul ăsta înapoi. Un om care iubește echipa din toate punctele de vedere. Explicația e simplă, deci nu a mai fost fondul, să spun. N-am în acolo, dar copiii tăi, adică să te debarasezi total de fotbal, nu există. Da, adică lași ocazia oamenilor să depeteze că de fapt unde a fost cașcavalul, a fost și acum că nu mai e, nu atunci ai avut interes. Și exact. Ceea ce nu-i cazul aici. Nu e cazul că dânsul e un om deosebit, sigur. Eu spun că îl cunosc pe dânsul persoană cu data mă repede, un om deosebit, un om care iubește echipa de fotbal Minerul Lupeni din tot sufletul lui. A fost alături, am spus, și ca șef de galerie și ca președinte al secției de fotbal, a fost și ca primar alături de echipă. Eu cred că dânsul ar trebui să iasă și să spună prin intermediul media, să spună ce se întâmplă. Cu siguranță are o explicație. Cu siguranță are o explicație pentru că... Păi explicație nu are, că bă, ne interesează de ce nu mai este Minerul Lupeni la nivel de BAV. Nu, dar cel de puțin... De ce copiii ăștia? De ce da, lucii, da, Minerul sau Lupeni ce, sau ce eu de... știu... Eu știu, Lupeniu, nu, dar putea fi, eu nu înțeleg dânsul ca primar, de ce nu face, nu încearcă să aibă o colaborare cu întreprinderea minieră Lupeni.
De se poate face. Acolo mai este domnul Milu Părău, un om deosebit, care a mai sprijinit echipa. Când eram fotbalist, dânsul era lângă echipa și sponsoriza echipa și dânsul. Un om deosebit. Acolo sunt oameni care se pot implica și pot să ajute echipa de fotbal. Minerul Lupen să revină și la nivel de senior, măcar la nivel de Liga 3. Da. La nivel de divizia DC. Acolo trebuie să deci, nu se revăd niște pași, că primii pași ar trebui să copiii și juniori. Da, asta ar fi primul pas. Primul pas. Îți scriu echipele astea de categorie de vârstă în campionat. Ar trebui centrul de copii și juniori pus la punct în primul rând. Și după aceea, al doilea pas, automat, măcar echipa adusă în prima fază la nivel de divizia de campionatul județean. Deci este păcat. Nu se poate o echipă ca Minerul Lupen și ca Jiu Petroșan, cum am discutat, două echipe cu tradiție în fotbalul românesc la nivel național. Acum nu discutăm, deci Jiu Petroșan a fost o echipă cu o istorie extraordinară la nivel de divizia A. Minerul Lupen are o echipă cu istorie la nivel național de divizia B. Oriunde te duci în România, te duci la Botoșan, la Iași, oriunde te-ai duce și aduci în discuție echipa numele Minerul Lupen, toată lumea, domnule, dar echipa, de fapt, bine, oamenii undeva la 40-50 de ani, oamenii care iubesc fotbalul la nivel național. Imediat, da, domnule, Minerul Lupen, cum să nu știm, am auzit de echipa asta de fotbal. Eu mi-aduc aminte în 1993, când am plecat la Rapid București. Pur și simplu, am plecat de la Minerul Lupen. Deci am plecat de la Minerul Lupen la Rapid București. Știau toți colegii fotbaliști, l-am prins pe Iovan, mi-aduc aminte, Marele Lupen, capitanul Stele, care a câștigat Cupa Campionilor Europene. M-a întrebat ce e la Lupen, ce atmosferă în Valea Jiului, știa și vorbea cu respect de echipa de fotbal Minerul Lupen. Deci e cunoscută la nivel național, ca brand Minerul Lupen sau Jiu Petroșan. Deci e o mare semn de întrebare ce se întâmplă acolo la Lupen, din păcate. Sperăm să se întâmple ceva pozitiv pe viitor și la Lupen. La Vulcan, iar e de apreciat domnul primar Ilă, nu? Tânsul, iată că ține acea echipă de fotbal la nivel de divizia D. Bine, aici... Și totuși ai spus că a fost invitat la invia, avut invitat acum 2 ani pe Nețu Bandan. Au mai multe secții de fotbal. Și au mai multe secții sportive. Multe secții de sport, deci au arte marțiale, au handbal feminin, au și atletism, au și fotbal în primul rând. Deci iată că acolo sunt... General Oneluțu a avut așa o... În primul rând acolo, ca minus, aș putea spune, există stadionul de la Paroșeni. Că aici am înțeles că Neluțu Pantelimon renovează, pune termopane... Da, dar vor să pună la punct bază sportivă. Baza sportivă aici, extraordinar. Un lucru bun. Acolo mai există, o bază sportivă pe care... Echipa de stadionul de la Paroșeni. Place să spun de fiecare dată și eu mi-am adus contribuția acolo. Exact, că și tu ai jucat, ai făcut la Minerul. Dar am... După aceea ai fost și în conducere. Nu, parte nu mai în conducere, n-am fost în conducere, dar am fost... jucat fotbal, mi-aduc aminte. Nu, dar am contribuit la... Terenul ăla era un maidan. Avea o poartă și trei pereți acolo. Am prins și domnul profesor Benea, am mai spus-o și nu vreau să plictisesc lumea cu asta, că nu e problemă. A luat echipa din divizia de amuțeles din județ și a dus-o până în divizia de... Echipa, dar terenul ăla acolo... Noi am muncit acolo. Voi ca jucător l-ați construit. Da, la 9 până la 11. După aceea făceam antrenament. După aceea făceam antrenament. La 11, că eram cu Oaba, Cerneam acolo. Și mi-e că la un moment dat era gazonul superb. Acum se pare că am înțeles că el a fost concesionat în iarnă de Universitatea Petroșan, dar nu s-au ținut, n-au respectat, în sensul că nu și-au nicio contribuție acolo, nici măcar să-l mențină la asta. Mă rog, asta e altă poveste, dar ăla nu ar trebui să... A fost făcut tot din contribuția oamenilor, a minerilor, sau eu știu exact. Cum. Exact. Dar ți-aduce aminte ce frumos era stadionul de la Paroșeni. Eu am jucat un an de zile. Deci, și divizia B, seria 3, dacă ți-o duce aminte, 1986, campionatul 86-87, a fost până în 89, 3 ani de zile, a rezistat Paroșeniu, dacă ți-e minte, divizia B, seria 3, cu ce rezultate deosebită. Când s-a ajuns în sferturile cu Perunei, cu Universitatea Craiova. Dar era terenul, mi-aduc aminte, era biliard, cum se spune. Și un stadion cochet acolo. Da, cochet, super, cu cantonament, aduți aminte. Că e cantonamentul acolo, deci era un stadion... O bază care o bază ar trebui să nu dispară. Să se gândească cineva că... Că ar putea să dispară. Că știi cum există, cel puțin așa se vehiculează ideea în general, la nivel național, că prima dată procedura este să o lasă să moară, păcat. Să deterioreze, păcat, ca să ai motive să o desfințezi. Ar fi păcat. Domnul profesor, aici ar mai fi o chestie că Neluțu a fost de acord cu mine și nu au grupe de copii și juniori din astea mici, pe categorii de vârstă. Nu au. Deci au. Bine, acum a venit ECI, actualul antrenor. Fost jucător, da, un fotbalist foarte bun. Și a creat o școală, foarte bine, e un lucru îmbucurător așa, și a creat așa o școală privată, gen pro-fotbal, și încearcă de acolo să-i...
Nu este rău pentru că ce se întâmplă? E nevoie de aportul părinților, iar cum zicea și Neluțu, el nu poate să ducă să la minerul Vulcan să le ia la părinți bani și cu toate. Dar prin aceste echipe private, sistemul ăsta privat de fotbal, părintele să susțină financiar inițierea copilului în hainele fotbal. Un lucru, înțeles că nu toți. Toți vor să ajungă să-și facă cu cel puțin de părinții care au băieți, toți vor să-i facă fotbaliști, dar nu asta. Și atunci, dacă te-ai gândit să asta, plătești și taxa asta. Iar eu ți-l instruiesc 2-3 ani de zile și în momentul când spun, eu să spun, acest copil va ajunge și atunci o să duc la Mirelul Vulcan, unde o să ia acolo ceva condiție. Asta ar fi idealul ca perspectivă, domnule profesor. Da, bună idee. Deci cam aici. Adică, bună idee să știe și asta cu școala privată. Timpul presează și vreau să ajunge și la Petrila, domnul profesor, unde a fost acolo. Deci, exact. Aninoasa? Aninoasa, e clar, e un oraș prea mic la ora actuală. Prea mic, nu mai e o situație dramatică. Dar nu se mai poate face fotbal. Eu am discutat, scuză-mă puțin, că iară vorbesc eu mult, dar am discutat cu Bârsan, fost conducător și fost suportat, da, da, Vasile Bârsan. Vasile Bârsan, care a fost și antrenorul localnic. I-a zis, și o să-l invit aici la o emisiune. Și a spus, Vasile, dar tu ești pensionar acum, ce faci? Ai capre, ai de astea, n-ai nimic, n-ai o activitate din asta să zici că nu mi-am amintit de asta. Exact. Nu, ai dori să-mi spun. Și atunci ce te determină să nu, din orașul Arinoasa, primăria să spună la dispoziție gratuit baza aia sportivă care mâine, poi mâine, dacă de 2 ani dacă n-o folosești, sigur că da, și atunci se degradează din păcate. Și cumva să le iei și o taxă la părinți așa, da, poate nu chiar, da, nu știu cât, dar o taxă acolo pentru că și să faci copii acolo de inițiere și măcar activitatea. Iar primăria, cât de sărac ai fi în competiții. Ai văzut că sunt echipe de sate, în sate exact. Se construiesc terenul de profesori. Am văzut, am rămas în minte, cu nocturnă, cu niște timp, condiții. N-am timp, așa, și n-am asta să evoca aici câte inițiativă de genul ăsta într-o comună acolo, exact. Care ambiția unui primar. Și cu condiții deci, măcar, foarte bune. Deci, hai să nu scuzăm că chestia asta. Acolo, pentru copii, cel puțin, o echipă. Două echipe, două, trei grupe. Cupa Danone, Gorilagaci, jucători de 90 ani, de 11-12 ani, 13-14 ani. Ăștia sunt competiții cu aportul părinților. Că exact. Acolo ni se cunosc toți, și părinți, și instructori, exact. Și ne cunoaștem toți. Sunt o mică familie, un comitet de părinți, exact. Puneți banul jos aici, într-o găleată, uite, așa, îi contabilizăm și aici, ne plătim asta cu tare și zice. Brigăția de arbitri, deplasările, jocurile. Cam asta ar fi soluția. Soluția la Aninoasa, să zicem, da, sigur. Hai să trecem, să lăsăm ultima Petroșană, trecem la Petrila, domnul profesor. Unde noi am lucrat împreună, da. Am lucrat. Ce să spun, Inter Petrila... Totuși, cât de cât am înțeles că este susținută echipa, nu? Cu condiții... Nu e susținută din ea. Da, deci financiar cum sau nu știu cum stă echipa deci de la Petrila actuală deci din punct de vedere financiar. Zero. Deci sunt niște copii acolo, ai văzut că toți migrează pe la echipele astea. Deci, Valea Jiului, hai să nu zic Valea Jiului, la Petroșani, Universitatea Petroșani, Hațegu, iată, sunt... alimentate cu jucători de la toate grupele de copii și juniori, cu jucători de la Petrila. Ei migrează aici. Da, copiii sunt talentați, sunt joan copii de la Petrila, da. Sunt multe talentați. Și tot n-au fost. Din păcate, din Petrila au venit mulți. Ei n-au și aici. Jucători talentați spre Petroșani. Tot zic de parcul ăla care s-a făcut, s-a zis sus un teren, mă rog, domnul Păducer e foarte mândru de acolo. Am citit într-un ziar, nu eu am fost acolo, că s-a luat poziții într-un articol că acolo deja sunt bălăriile cât casa și deci acolo este o chestie inutilă. Spuneam noi, nu, pe timpul nostru, erau 100 și ceva de copii care desfășurau activitate acolo. Acum nu mai este pentru că terenul de la Lonea este inaccesibil așa pentru copii. Pe urmă s-a construit iar un teren sintetic acolo în care prea puțin, mă rog, consilierii, mai mult de dragul consilierilor ca să ducă acolo să facă o saună, nu știu dacă s-a reparat sauna pe acolo, dar mă rog, asta ar fi un lucru nu rău așa, dar dacă vorbim de maidanele alea moderne care le invocăm noi aici, da. Ar trebui ca un teren sintetic să fie, eu știu, 1 martie și unul aici unde era terenul. 7 noiembrie, sigur că unul aici unde era terenul. Da, și eu zic că s-a greșit părerea mea personală cu eliminarea stadionului din Petrila. În primul rând, stadionul acela de fotbal, știu, de mic copil,
Era unul din... Era, putem spune, nu vreau să folosesc cuvinte mari, dar chiar era mândria orașului Petila, să spunem așa. Era stadionul de fotbal al orașului Petila, o chestie foarte importantă. Și la ora asta sunt comune, sate care au terenul cochete, bază sportivă. Și totuși Petila nu are, deci orașul Petila nu are stadion. Este jenant, părerea mea. Da. Deci nu pot să cred așa cea că s-a ajuns la ideea aceea cu acel parc. Nu-mi dau seama cum s-a discutat ce a hotărât Consiliul Local de la Petila și cum s-a putut gândi la acest lucru când toată lumea știe că fotbalul este un fenomen social. Eu nu știu ce s-a întâmplat acolo, dar e dureros. Ai fost doar acolo? Am fost și am văzut și eu parcul ăla pe acolo, am văzut chiar. Am văzut un teren. Ca soluție acum, se poate repara în timp această mare greșeală care s-a făcut, din păcate. Da, pentru că în parcul ăla se duc. Să nu spunem că fotbalul, hai să nu zicem că în decembrie așa, dar 11 luni pe an, oamenii, copiii făceau mișcare acolo. Făceau mișcare, dar se bucurau, eu țin minte că veneau și jucau și pe stadionul mare, știi? Cine se duce în noiembrie, în septembrie, sau pe ploaie? Sau cine merge în parc? Cine merge în parc în plouă? De parc te bucuri în general, de orice oraș, 3-4 luni când e vară, când e frumos. Băi, dar e vorba de... Celelalte 7-8 luni, nu mai te bucuri, că e rece, plouă, e vorba... Și noi avem și clima asta de munte, care nu-ți permite să te bucuri aproape tot anul de un parc, nu? Nu avem verdeață atât de multe, să spunem, clima nu e atât de caldă, ca să spui că, domnule, parcul ăla e foarte util. Da, da, dar un parc, să spună că e util, nicio problemă. Hai, dar nu elimin... un parc sportiv. Da, exact, dar nu elimin eu stadionul de fotbal dintr-un oraș. Eu n-am auzit până acum așa ceva. Niciun alt oraș. E un unicat. Da, n-am auzit până acum la nivel național, pot să spun, să se desfințeze un stadion de fotbal. Nu, este un unicat. Cred că este bine să spun unicat. Fac eforturi, repet, la țară, am văzut cazuri, am văzut exemple. Da, da, da. Unii au făcut eforturi și... primarii de acolo sau eu știu cine și dar au avem atâtea exemple la nivel de divizia, eu că mă uit pe mine mă fascinează ideea asta pe de o parte cum Chiajna, comuna Chiajna de lângă București are echipă de divizia de Liga I. Rămâi șocat, ce bază sportivă. Și ce bază sportivă are, deci rămâi uimit. Pentru că un primar și-a dorit foarte mult, primarul respectiv iubește foarte mult fotbal, nu înțelege că este un fenomen social și a făcut o investiție atât de mare, baza am înțeles că a fost cheltuiel de 3-4 milioane de euro. Da. A fost baza. Da, da. Deci au fost niște costuri enorme. Au fost proiecte calculate, inteligente, dar totul a fost cu dorința primarului de a face acel stadion de vis într-o comună, Chiajna. Da. Și noi într-un oraș ca Petrila, care orașul Petrila nu este un oraș atât de mare, dar orașul Petrila, prin tradiția asta a industriei miniere, este un oraș cunoscut la nivel național. Da. Cine de domnule Valea Jului, Petrila, Petroșana, sunt mineri acolo, da, cum să nu. Deci este un oraș cu imagine. Și un oraș cu imagine, cât de cât, un oraș cunoscut la nivel național, să desfințezi pur și simplu stadionul de fotbal. E absurd. Bun, acum... Fapta e consumată, din păcate. Păi, din păcate, dar ar putea să îndrepte, de ce să invocă fel? Mi-e teamă că interesul a fost altul, pe termen lung, acolo cu parcul ăla. Că, probabil, fapt, a fost o investiție gândită. Nu investiție, dar în sfârșit nu mai speculez chestia asta, pentru că nu prea cu cine vorbi, că nu te ascultă nimeni. Problema este că acolo s-ar putea îndrepta, că știi cum e acolo, de exemplu, domnul Păducel a zis că acolo, în parcul acela, există și un teren de mini-fotbal și un teren de tenis de câmp. Da, am văzut și eu, că am fost și mai dat, foarte mici, spațiile azi mici de dar tot. Dar și înseamnă tenis de câmp acolo? Sunt doi pare acolo, doi am văzut, stâlpi da, acolo cu un fileu, iar suprafața, pe lângă faptul, suprafața... De joc. De joc, suprafața de tenis, de joc. Da, da, da. Pe lângă faptul că nu întrunește condițiile regulamentare, nici da, că aici nu există de că joci pe teren redus. Tenisul da, e tenis, nu? Tenisul de deci, în primul trebuie rând, trebuie să răspund de dimensiunile, nu te joci. În primul rând, nu are dimensiune corespunzătoare, da, sigur, dar și suprafața de aia nu este. Deci nu este ce? Zgură nu e, beton nu e, sintetică nu e, beton sintetică nu e, este, iarbă nu este. Deci nu e nimic. Nu știi bălăria, nu știu ce. Asta e una și este de tenis. Iar terenul ăla este sfidează orice deci terenul ăla de mini fotbal este îngrădit așa cu garduri așa. Am văzut și da. Adevărate așa, adică și ca înălțime și s-a investit mulți bani acolo, din 2 metri sunt niște stâlpi de la cu niște nocturne acolo, se vadă, dar nu poți joci decât 3-3 acolo. 3-3, că e foarte mult. Și s-o fi gândit noi acolo. Vin și zic acum, să zic așa în premieră, că oamenii de acolo responsabil ar trebui să au șansă să-și îndrepte această greșeală și să au distrus
posibilitatea copiilor să facă sport, exact. Să, din terenurile alea, amândouă să le desfințeze, pentru că investiția nu e așa de mare vis-a-vis de exact. Și așa nu folosesc la nimic, și să fac un teren, că eu am fost acolo și am studiat problema. Da, da. Deci în locul, în spațiul acela, din spate de acolo, acolo să construiască un teren sintetic, că cu dimensiuni normale. Cu dimensiuni normale care, deci oficială, 40 pe 60. 40 pe 60. Sigur, am studiat problema, am și măsurat așa cu pasul, că m-a tot întrebat pe la ce fac, dar numai că mă cunoștea la acolo, zice, ce să fac, uite, vreau să vin și eu cu o idee părere, bună, cu o idee bună aici, să ceva. Cu o propunere, deci, da. În locul ăla terminat de tenis, care n-are nicio treabă, ăla de mini fotbal care joacă 3-3, două spații foarte două, mici. Se facă, că se poate, cum să spun, nu, deci stâlpea se pot lua de acolo și refolosi, dar adică înțeles, muta, înțelegi, pe, da. Pe suprafața aceea și să facă un teren sintetic care, cu niște vestiare, gândit așa, cu niște vestiare acolo și cu o mică tribună acolo, ar aduna toate petrele acolo, da, da, și ar fi în mod sigur, la dimensiunea astea 60x40, s-ar închiria terenul tot timpul și s-ar câștiga banii frumos. Să ai o vestiare cu apă caldă, cu dare și ce, și da, da, da. Mi-a scoate în timp investiția. Deci, s-ar amortiza timp, sigur că da. Alminter, dăm apă la moară celor care au gândit că de fapt acolo a vrut să facă altceva, nu putea să schimbă destinația terenului de sport, chiar de fotbal, așa, și da. A vrut să facă parcul ce parc de sportiv, să facă da. Altceva, eu știu, vreo, nu știu, un gater sau știu, mai știi ce să mai... Cine știe, da. Deci cam asta e cu petrila domnului profesor. Din păcate acolo din păcate. Nu se mai poate, eu până în 2006 mi-am epuizat asta, acolo au fost niște titani. Din păcate nu mai sunt, l-am numit aici pe Ilie Bălănescu. Domnul director Ilie Bălănescu. Preda Nicușor. Domnul director Preda Nicușor. Și în primul rând domnul și Stan Florin. Și domnul director, a fost, până da, când da, a fost, da, Stan Florin, niște da. Oameni de toată isprava care au vrut să facă ceva și au și reușit. Mi-aduc aminte că în 96, domnul Bălănescu, care n-a făcut sport de performanță, dar când am fost și eu cooptat în staful lor tehnico-administrativ, am spus, domnule, dar vrei să faci? Păi, vreau să las și eu după mine aici sportiv, da. Dacă am această oportunitate. Apropo de foștii și director, cum spui, într-un da. An, o să discute da. Astea, într-un an de zile a și gazonat terenul din ăsta, am jucat la Petrila, la și aranja pe ăsta, din baraj, la primul baraj la soțiunul ăsta, a făcut aminte. O tribună acolo, care, dacă există tribuna Hildan, să zic exact, așa, tribuna aia ar fi trebuit să numește Mișu Noghi. Știi cine e Mișu Noghi? Un maestru de mare calitate de la Lomea, care a murit, din păcate, întorcându-se de la servici, de acolo, de la terenul ăsta. Da? Deci fiertat. Un om de mare calitate, asta care, uite, ne-a auzit nimeni de el, așa că nu-i plăcea să asta, dar care și-a dus aportul că, într-un timp record, a făcut și tribun acolo și a făcut terenul ăla să fie omologat pentru barajul, care a venit câtă lume a fost acolo. Mi-aduc aminte și domnul Oman s-a ocupat foarte mult atunci de baza sportivă. A fost suportar mare al jurului, da. Deci, iată că se putea acolo, dar nu mai sunt acești oameni. Din păcate, uite, domnul Bălănescu e acolo. Deci, acești oameni, e la pensie, stau la pensie, scutare, nu știu ce, nu mai sunt nici cuprinse, din păcate. Erau oameni deosebiți, să știi. Structurile politice, da. Oameni de genul acești ăsta. Oameni deosebiți, fost și director de mine, că de ei discutăm acum, s-au implicat, la modul cel mai sincer, în fotbalul din Valea Jiului. Echipele, păi, dacă ne aducem bine aminte, nu aveam echipă de divizia Jiu Petroșan, da. Minerul Lupen și aveam 4 echipe de divizia C, nu? Aveam Minerul Urican, Inter Petrila, Separoșeni, Minerul Vulcan, toate echipele astea erau ajutate financiar de întreprinderile miniere și de combinat. Erau niște oameni deosebiți care știau ce înseamnă fenomenul fotbal și îl înțelegeau și o făceau de dragul minerilor. Că dacă mai ții minte în discuțiile care le aveam noi la ședințele au, care le aveam, aveau simț foarte dezvoltat și nu, dar ei simțeau ce vor săraci oameni, minerii Văii Jiului. Știau că marea lor bucurie ce fac. Ei ce făceau? Veneau de la mine, mergeau acasă și ce se bucurau un weekend? Se ziceau, domnule, mergem să vedem pe Seaua București la Jiu Petroșan, nu? La Minerul Lupen mergem să vedem pe FC Baia Mare în divizia B, seria 3-a. După aia mergeam Dacia Pitești să vedem, de exemplu, la Inter Petrila, la Lonea. Erau oameni foarte inteligenți care înțelegeau că fotbalul este un fenomen social și o făceau de dragul oamenilor în primul rând și după aceea și pentru că le plăcea sportul în general, le plăcea fotbal. Oamenii ăștia înțelegeau ce înseamnă fenomenul ăsta fotbal. Și erau niște oameni deosebiți, cum bine știi că aveai cu cine discuta. Erau niște oameni care, în calitate de eu am fost antrenor, tu ai fost conducător, aveam o relație deschisă cu acești oameni. Eu mi-aduc aminte în perioada când am antrenat la Minerul Bărbătean Lupen, când am promovat în divizia C în anul
competențial anul 2002-2003, directorul era domnul Stoica, un om deosebit. Un om cu care am discutat înainte de a începe campionatul, am discutat sincer la masă cu președintele secției de fotbal, domnul Vințantul, știi? Domnul, mare calitate. Un om de calitate, un om inteligent, care era contabilul șef al întreprinderii de minieră Bărbăteni. Iar colaboram foarte bine cu președintele sindicatului și sindicatele erau aproape de noi. Președintele sindicatului de la Bărbăteni era domnul Cățean, un om de calitate extraordinară și dânsul. Și am discutat, am venit cu un proiect calculat, inteligent, și am spus anul acesta promovăm. Ne-a oferit toate condițiile. Ce am discutat, aia s-a întâmplat și am și promovat în divizia C. Îți dai seama, Minerul Bărbăteni, o echipă de cartier, a adus... Nimeni n-a auzit. A venit, ce echipe au fost aduse acolo? Nelasă Nicolau Mare, Dembrovski, antrenor, CFR Timișoara, un meter. Deci echipe au venit acolo la Bărbăteni, pentru că oamenii ăștia au înțeles că fotbalul e un fenomen și au vrut să facă permanență și au făcut lucrul acesta, nu? Nu mai discutăm de domnul Bălănescu, cum ai spus, ce om deosebit, ce om de calitate, care a preluat și Jiu Petroșan după aceea, dacă ți-am amintit, a devenit între timp director general al combinatului. Un om care a avut tăria și... Și a preluat Jiu Petroșan și a ținut-o la nivel de divizia B, adu-ți aminte. Într-un plen, a spus, oameni buni, eu recunosc că fotbalul mi-a dat notoritate, de azi vorbea și de domnul Redmente. Eu nu eram același șef, eu eram nimeni, deci nu prin fotbal, dar să ne uităm, inginer și director. Fotbal am ajuns în cele exact, dar prin fotbal mi-a făcut o imagine. Mi-a dat puțin, mi-a dat un plus. Mi-a dat un plus. Și acum, profesore, noi am fost beneficiarii acelor oameni deosebit, acelor sistem și acelor oameni deosebit. Noi doi, să zic, vorbim de noi, am fost beneficiari, dar crezi că lor le-a fost ușor, așa, la îndemână să gestioneze, adică să... Toată situația. Îți dai seama ce înseamnă să conduci o mină, 3-4.000 de mineri. De mineri, adică doar trebuie să întâmple ceva cu atâtea probleme. Și aveau grijă și de echipa de fotbal, și de condiții, și de deplasări, mai țin decât trebuie să ne asigure autocar, salarii, deci oamenii se gândeau la toate lucrurile astea. Da, dar erau oameni care știu. Nu-mi place să jignesc cu oamenii ăștia de aici. Noi ne-am propus. Discutăm cu noi una liber ca între niște oameni care sunt fenomenul și noi vrem să le sesizăm, adică să le sesizăm, să le spunem deschis, care nu știu câți ne înțeleg ceea ce vrem să noi să facem, dar nu vrem, nu ne-am propus să criticăm pe cineva. Noi venim cu niște idei care... Niște idei și cu niște chestii pe cu care niște degeaba invocă cineva și probleme financiare sunt reale. Nu, eu cred foarte mult în proverbul, știi, care spune omul sfințește loc. Deci e clar. Într-adevăr, e o problemă foarte mare în ziua de astăzi cu banii, în sport în general, dar omul sfințește loc. Un om inteligent știe cum să obțină bani. Știe să-și propună să aibă un proiect ceva. Clar. Fiecare club de fotbal, fiecare președinte, fiecare antrenor, fiecare primar din Valea Jiului trebuie să aibă un proiect clar dacă vrea să facă lucrul acesta pentru fotbalul din Valea Jiului. O problemă ar fi care, uite, timpul nu mai permite, dar ți-am spus că place. Adică eu să încerc să aduc, uite, oameni ca tine, profesori, care am trăit fenomenul și să încercăm așa să apropiem oamenii prin exemple care le dăm noi și să sezizăm că uite, aici, că se poate totuși. Da, se poate dacă există poate, mai mult bunăvoință și uneală între noi. Sigur că deci acum Jiu Petroșan ar trebui ajutată cel mai mult de primăria orașului Petroșan. Ăștia au dat dovadă, copiii au dat dovadă de bună intenție. Au jucat fără niciuna, deci oamenii ăștia trebuie admirați copiii ăștia. Îmi pare rău că n-am fost acolo să filmez acest meci. Că a fost un meci, acum poate unii care nu... Nu, a fost un meci cu atitudinea unor oameni de la un copil de 15 ani exact, până la Mugurel Ramu, 44 de ani, care s-a dorit exemplar. L-am văzut pe acest pe care mi-e teamă că nu numai... mă refer la Sedecarul, a văzut cu câtă abnegație își dorea să facă... Și Toni Sedecarul, antrenorul echipei de Valea Jiului Petroșan, e de admirat, pentru că pur și simplu, cum s-a manifestat, cum ai spus tu pe imagine, cum a coordonat echipa de pe imagine, din tot sufletul lui s-a manifestat. Da, și în condiții în care nu-i plătim, fără bani, nu-i plătim, nu-i se zice. Deci, repet, și omul ăsta e de admirat, că e un om de osebit. De la ajutor social să câștige, adică ăștia... Salariul minim, 5-600 de lei pe lună și un jucător de la jos să nu aibă
un leu salariu. Bă, dar ce pătim comuniștilor când era sistemul ăla, când nu lucrai în... că i-ai scos din producție. Da, așa era sistemul, deci... Păi fotbaliștii nu se puteau teleporta să joacă. Deci dacă ei invocau aceste probleme... Ce se întâmpla? Dispărea fotbalul sau sportul în general. Comuniștii, dar te dădeau de nume. Până și secretarii de partid, care erau niște oameni care... Secretarii de partid, uite cum vorbește domnul Păducel. Sportul acolo s-a dezvoltat și datorită că domnul Păducel acolo din 80. Și datorită, cum să spun, îngăduințe și aportului tacit pe care l-a avut în calitate de secretar de stat, că putea să pună o frână, să spună alo. Da, așa este, da. Cine era un secretar de partid în da, era un om cu o funcție foarte importantă. Foarte importantă și care dirigea, nu. Care, da, care toate rezultatele, regulile. Toate rezultatele de acolo, rezultatele care le-au obținut sportivii, că vorbim de Petrila și acolo, îmi place mie asta, pentru că acolo s-a obținut și datorită domnul Păducel. Da, sigur. Iar domnul Păducel, încă o dată spun, i-a făcut niște lucruri extraordinare acolo. Du-te în satele alea limitrofe, în satele alea Mămârlănești, exact, să vezi acolo, Occidentul e acolo. Da, alea cu podeze, a pus drumul la mă rog, sunt și oameni gospodare acolo. Și a dus apa curentă, am înțeles, până acolo. E extraordinar de frumos canalizare, acolo, tot am înțeles zonă, că sunt lucruri extraordinare. Dar așa uite, această problemă și... Din păcate, da, și fotbalul ar trebui să revină la locul lui, unde este locul lui, nu mai mult. Exact, va rămâne, domn Păducel, că vorbim de acolo, va rămâne în istoria orașului Petrila, dar eu respect foarte mult și i-a sugerat de aici, din oportunitatea care mi-o oferă capitalitatea, să spun, domnul Păducel, haideți să nu rămâneți chiar oricum acolo, ajutați puțin mai mult sportul. Și în primul rând fotbalul și dacă ați cu parcul ăla, faceți un sintetic acolo, exact, de rămas terenurile care sunt absolut inutile și dacă vine ceva din altă parte, așa un neutru, chiar e de râs. E păcat că sunt inutile și s-ar putea face, cum spui tu, un teren sintetic care ar aduce și fonduri foarte bune, materiale, pentru că s-ar închiria de la amiază până seara. Și în primul rând și școala numărul 1 și-a adresat orele de educație fizică de la ora 8 până la ora 14. După aceea s-ar putea închiria și ar fi o chestie extraordinară pentru orașul Petrila. Domnul Crautir, din păcate, emisiunea mea s-a încheiat, timpul rezervat acestei emisiuni. Aș fi vrut să mai dezbord, dar n-am să te iert și o să te mai invit pe aici să dezbatem următorul subiect, așa, care ne e la îndemână și ești un interlocutor care eu te agrez, așa. Mă gândesc eu, foștii fotbaliști, Nae Crautir, cum îi spune... Tudorache. Marin Tudorache. Litaru. Nu cumva sunteți, cum să spun, inițiativa voastră e prea timid așa în cu mai multă personalitate și cu mai mult tupeu din ăsta, în sensul bun al cuvântului, mergeți pe asta, bă, fraților, pentru că... Ce se întâmplă, sunteți, da, ar trebui discutat subiectul că ăsta. Nu cumva oamenii la primărie sau unde... Chiar primărie să nu așteaptă cumva o inițiativă și un proiect viabil din partea să facem un proiect inteligent și chiar trebuie să participăm la o ședință de Consiliu unde să discutăm deschis cu domnul primar și cu toată echipa lui de consilier. Dar asta în altă emisiune, din păcate emisiunea s-a fost să ne mai întâlnim, domnul Crautil. Îți mulțumesc încă o dată că ai acceptat să vii la această emisiune. Eu zic că am spus niște lucruri. În primul rând am satisfacția că le-am spus din sufletul nostru, niște lucruri pe care nu le întâlnim la cu asta. Stimați telespectatori, dacă ne-ați urmărit, dar și dacă nu, vă mulțumim și vă dorim în continuare o seară plăcută. La revedere! La revedere!